Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit, vă salut cu drag de aici, din platoul TV Cluj EM. Alături de domnul director Mircea Avram, vă invit să urmăriți o emisiune de politică și administrație publică, atât locală cât și națională. Vom discuta ultimele știri, așadar investirea noului guvern în Parlament, precum și situația actuală a Someșului și mai multe vă invit să aflați urmărind emisiunea de astăzi. Deci avem un nou guvern. Poate cel mai important lucru este speranța care planează asupra noastră, speranța că vom trăi mai bine, speranța că lucrurile vor merge mai bine. Pentru că atunci când moare speranța, mor toate. Avem speranța că noul guvern va face lucruri mai bune. Și tocmai de aceea încercăm să facem în așa fel încât atunci când vor fi derapaje, să încercăm să le corectăm, să le spunem că au greșit, pentru că atunci când unui conducător îi spui că a greșit și este adevărat, îi vrei binele. Iar atunci când îl lauzi, când el a greșit, înseamnă că îi vrei rău. Deci, pornim cu speranță, pentru că speranța este un sentiment nobil, iar atunci când noi cu noi vrem să vedem că este bine, este lucrul cel mai important. Speranța că noul guvern va face lucruri mai bune decât au făcut celelalte guverne. Întotdeauna când se investește un guvern, are o lună de zile de grație. Noi vom vedea, mai ales că avem și un ministru de aici, de la Cluj, în care ne punem mari speranțe, iar când un ardelean este în guvern, înseamnă că lucrurile încep să meargă bine. Pentru că ardeleanul gândește de 3 ori și face odată, dar bine. Așa este, toate speranțele românilor, doamnelor și domnilor, se pun, iată, în acest nou guvern investit de curând. Le urăm mult succes, au o treabă foarte grea, pentru că știm cu toții grea o moștenire care vine din spate, nu e ușor. Și de asta ne punem toate speranțele în acest guvern, care a început cu 16 mandate, e Da. mai concentrat, să sperăm că o să fie și la fel de eficient. Trebuie să fie mult mai suplu, pentru că din analizele care s-au făcut, vedem că este o povară enormă cu plătirea salariilor la bugetari și pensiile. Asta nu înseamnă că trebuie tăiate pensiile și salariile, ci făcute în așa fel toate mecanismele să funcționeze încât administrațiile să poată să producă, nu să consume bani. Pentru că atunci când se fac investiții, investițiile creează locuri de muncă și bunăstare. Când doar toate merg spre consum, vedem că inflația o ia sus, galopant, și ne trezim cu cea mai mare rată de inflație din Europa. Ceea ce iar nu este bine. Deci un guvern mai suplu și toată lumea la treabă. Muncă, seriozitate, muncă. Asta ar trebui să ne caracterizeze până ieșim la liman, încât copiii noștri să o ducă mai bine decât noi. Premierul în funcție, domnul Ludovic Orban, spunea recent, pentru că va face, iată, un audit în instituțiile statului, așa cum ați spus, se va monitoriza efectiv activitatea fiecărui angajat și se va baza totul pe eficiență, seriozitate și muncă, așa cum spunea și domnul Mircea Avram, pentru că doar așa se poate face treaba. N-am vrea să ni se spună mereu vechea moștenire. Atunci când vrei să faci ceva, faci fără să dai vina pe cei dinainte. Ai ajuns la guvern, fă să vedem că se muncește, iar oamenii sunt foarte bine informați. Nu mai este situația de acum 10-15 ani, când trebuia să mergi din casă în casă să-i spui omului toată politica românească. Acum, cel de la țară o știe mult mai bine decât poate cel de la oraș, pentru că mergeți în statele românești. După ora 6:30, acum că s-a schimbat ora, toți oamenii sunt în casă, la televizor, iar străzile sunt pustii. Deci urmăresc toate programele și tot ceea ce înseamnă politică, administrație, uitându-se în buzunar cât
costă kilogramul de roșii, cartofi, varză și tot ceea ce este necesar pentru traiul zilnic. Așa este, iar votul pentru acest guvern se va vedea, iată, și în rezultatele alegerilor care vin duminica aceasta, pe 10 noiembrie, în primul tur de scrutin. Vom vedea alegerile cetățenilor și cât de mulțumiți, iată, vor fi de actuala guvernare. Fie în primul tur de scrutin, este un candidat, Klaus Iohannis, să vedem cine va intra în turul 2. Pentru că aici bătălia este destul de mare, iar diferența între Klaus Iohannis și diaconul Barna, Paleologu și Tăncilă, este mare. Unul dintre cei care am enumerat mai înainte va intra în turul 2. Abia atunci începe adevărata campanie electorală, pentru că acum nu ne-am dat seama că este campanie electorală pentru prezidențiale, ci mai mult era schimbarea guvernului și investirea noului guvern. Dar să vedem ce a fost aseară în Parlament, iar ca și o corolare a votului din Parlament cu 240 de voturi pentru guvernul Orban, aseară a avut ceremonia de investire a noului guvern, depunând jurământul la Palatul Cotroceni. Rugăm regia să ne prezinte câteva imagini de la investirea guvernului Orban care a avut loc aseară. Da, am văzut imagini cu noul cabinet, Ludovic Orban, le urăm mult succes și, așa cum am spus, votul se va da, iată, pe 10 noiembrie, în primul tur al alegerilor prezidențiale. Iar noi ne punem mari speranțe că acest guvern va fi mult mai profesionist decât celelalte dinainte. Am spus și o repet, speranța moare ultima. Și cum speranța trebuie să fie unul dintre obiectivele care ne caracterizează, venind spre studio, am văzut un lucru care ne-a dezamăgit. Și vă spunem cu tristețe, am văzut Someșul aici, lângă Parcul Central, murdar. Într-un oraș de 5 stele, asemenea lucruri nu ar trebui să fie. Iar imaginele spun totul. Tocmai de aceea am vrut regia să ne prezinte câteva secvențe cu ceea ce am văzut atunci când am venit aici spre studio, pe Someș, la Cluj.
Da. Imaginea spune totul. Și tocmai de aceea, atunci când există asemenea derapaje, trebuie să le arătăm conducătorilor, tocmai pentru că e nevoie să fie îndreptate. Nu putem să rămânem pasivi atunci când vedem că Someșul este mutat. Nu este în regulă, mai ales aici, într-un oraș primitor, pentru că se poate curăța Someșul, poate să fie frumos și mai ales lângă Parcul Central, orice vizitator care trece pe acolo vede frumusețea Parcului Central, a stadionului, a sării polivalente, iar la doi pași Someșul mortar. Da, este acele rățuște nu au nicio vină că trebuie să înoate printre mormanul tecnai. Așa este, dragi prieteni, așa cum ați observat, este halucinant că aici, la Cluj, în anul 2019, vedem astfel de imagini cu Someșul așa murdar, cu două, trei rațe care înoată pe acolo rătăcite. Este vorba, până la urmă, de imaginea Clujului, imaginea unui oraș european care pretinde a fi de 5 stele, dar iată că autoritățile locale nu prea își fac treaba în acest sector și facem apel astfel ca să se ia cel mai urgent, iată, măsurile pentru a se curăța Someșul, pentru că este o rușine, practic, la nivel local. Ne vom arăta și lucrurile bune și lucrurile rele care se întâmplă în Cluj, pentru că v-am spus și repetăm, atunci când un conducător, sau mă rog, niște oameni din cadrul administrației greșesc, noi trebuie să îi atenționăm, tocmai pentru ca acele lucruri să se îndrepte. Nu vrem să tăiem capul la nimeni, ci vrem să arătăm o realitate care este și care ne doare, iar oamenii ne spun și ne atenționează. Și tocmai de aceea, atunci când sunt asemenea lucruri, iar săptămânal vom încerca să abordăm și lucruri neplăcute care sunt în Cluj, tocmai pentru a fi colectate, iar autoritățile să ne mulțumească, pentru că de multe ori primarul nu știe toate lucrurile care se întâmplă în primărie, pentru că de multe ori funcționarii ascund lucruri de primar sau de conducător. Și tocmai de aceea noi trebuie să spunem lucrurile pe nume, pentru că atunci când vrem ca aceste greșeli să fie îndreptate, dorim binele Clujului primar. Așa este. Dragi prieteni, cu acest subiect, iată, încheiem și ediția de astăzi specială a emisiunii Clujul la zi, în care am vorbit despre administrație publică locală, dar și despre politica de la nivel național. Așa cum spunea și domnul Mircea Avram, ne revedem și săptămâna viitoare într-o ediție ulterioară, când vom aborda și alte subiecte și vom semnala tot așa alte aspecte din oraș. Încă o dată îl felicităm pe domnul Adrian Oros, profesor doctor aici la Universitatea de Științe Agricole, pentru că a ajuns în funcția de ministru al agriculturii și cunoscându-i capacitatea și tenacitatea de a dezvolta acest segment, credem că va face cinste Clujului. Încă o dată, până săptămâna viitoare, vă spunem toate cele bune. La revedere!